you be free from your burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood. Whiter than snow. There's power in the blood, power in the blood. Since saints are lost in its life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's power. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Escape per calza cina, prince angelus fun, aloisus, reitus anvinge ul divinima, prince angelus aloisus, ie puteria, ceminum pace, sungele, stea sfințit vin zon.
meu răstare în nopțile ploi. Când Dumnezeu e cu noi. Nu știu drumul către casă, prin pustiu de dor. Când Egiptul strigă robii, tot mai cu zor. Pietre mari cu chip de plâns mă îmbâie la uitare, dar privesc spre țara de lumini. Dumnezeu e cu noi. Aș vrea să citim din Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să rămâneți pe locuri, ați stat în picioare în timp ce am cântat. Aș vrea să citesc câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, se înoptase, și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Amin. Acesta este textul pe care l-am ales pentru seara aceasta, într-un subiect pe care l-am intitulat, Spre malul celălalt. Spre malul celălalt. Ca să înțelegem mai bine contextul întâmplării acesteia deosebite, ar trebui să citim tot capitolul 14, unde Domnul Iisus Hristos ni se spune de către evanghelistul Matei că a auzit de moartea lui Ioan Botezătorul. A auzit și l-a afectat enorm de mult. Spune că vestea aceasta, când l-a auzit-o, a plecat de acolo să se ducă singur la o parte și să se roage, să petreacă singur în pustie. Vestea aceasta atât de năprasnică despre ruda lui, despre cel care i-a deschis drumul în lucrarea pe care a făcut-o.
Gestul acesta spune enorm de mult despre Mântuitorul, care l-a iubit și l-a prețuit foarte mult pe Ioan. De fapt, în timp ce Ioan este la pușcărie, a trimis pe unul dintre ucenicii lui la Domnul Iisus să-l întrebe: tu ești acela pe care eu l-am vestit? Pentru că atunci când suntem la necaz, când suntem în suferință, ne îndoim că Dumnezeu conduce lumea asta, conduce bine. Nu? Nu vi s-a întâmplat asta? De fapt, cred că la lecția despre mânie pe care am studiat-o în săptămâna aceasta, am învățat că oamenii sunt de obicei mânioși pe Dumnezeu când nu iese așa cum le convine lor, nu-i așa? Suntem supărați pe El, suntem mânioși pe El. Ne îndoim că este cineva care conduce bine acolo sus, nu? Că dacă ar conduce bine, eu n-aș fi la închisoare, eu n-aș trece prin ceea ce trec acum. Este interesantă reacția Mântuitorului. Domnul le-a zis: mergeți înapoi și spuneți lui Ioan ceea ce vedeți, ceea ce auziți. Orbii și-au căpătat vederea, cei care sunt șchiopi umblă, ba chiar morții înviază. Practic, Mântuitorul, într-un mod foarte subtil, îi comunica lui Ioan: Ioan, morții înviază, tu ai să mori, dar urmează învierea după moarte. N-am să vin să te scap din pușcărie. Dar vreau să ai siguranța aceasta vieții veșnice, că morții vor învia într-o zi. Cine crede în mine va avea viață veșnică. Moartea lui Ioan Botezătorul l-a tulburat mult pe Mântuitorul, s-a retras undeva în singurătate să sufere departe de ceilalți. Pentru că e bine să împărtășim mai degrabă bucuriile cu alții decât necazurile, nu-i așa? Nu toată lumea este gata să poarte poverile tale. Sunt foarte mulți oameni care se vor bucura că ai de dus poveri și o să-ți mai adauge câteva la spinare dacă te duci cu necazurile la ei. Se pare că ucenicii nu erau în stare să poarte asemenea poveri, ca Domnul să împărtășească cu ei necazul acesta. S-a dus deoparte să le ducă singur, singur înaintea Tatălui. Imediat, spune Sfânta Scriptură, când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare de oameni și i s-a făcut milă de ea. Și avem aici înmulțirea pâinilor, dă de mâncare la gloata aceea imensă de oameni necăjiți care vin să-L asculte. De foarte multe ori m-am gândit la starea emoțională, la sentimentele Mântuitorului. Este rănit în sufletul lui, suferă pentru moartea lui Ioan Botezătorul. Era verișor cu el. Și totuși își înfrânge această suferință și slujește acum dăruind pâine și pește unei mulțimi foarte mari de oameni. Spune Sfânta Scriptură că imediat după ce s-au adunat coșurile acelea 12 cu fărâmituri, cu rămășițe, care se pare că au fost darul apostolilor, nu? Fiecare dintre apostoli s-a trezit cu un coș de fărâmituri, de rămășițe. Mie spune lucru foarte mare aici, că de fapt apostolii ar trebui să mănânce ce rămâne de la masa altora. Nu credeți că este așa? Din păcate, însă, rămâne foarte puțin, nu? Gândiți-vă, au mâncat 3.000 de oameni și au rămas 12 coșuri. Da, un coș la fiecare, cred că fiecare a fost mulțumit, 12 coșuri pline, fărâmituri și rămășițe după ce au mâncat ceilalți. Versetul 22, pe care l-am citit în această seară, spune un lucru surprinzător. Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă. I-a silit, i-a obligat. Cuvântul lui Dumnezeu ne surprinde de foarte multe ori cu detalii care par neesențiale, nesemnificative. Dar urmăriți în seara aceasta cuvintele Mântuitorului, cuvintele Evangheliei: i-a silit. Știți că Domnul ne silește să trecem la țărmul celălalt? Domnul ne silește să trecem la țărmul celălalt? Nu o facem de bunăvoie.
Pentru că așa cum veți vedea în seara aceasta, avem de luptat împotriva trei elemente enorm de periculoase. Noaptea, valurile și vântul. Și nu o facem de bunăvoie. Și Domnul ne silește să trecem de partea cealaltă. Cineva a spus că corăbiile Domnului sunt trimise întotdeauna pe mare. Dumnezeu trimite pe mare corăbiile Lui. Își trimite corăbiile pe mare. Vrea Domnul Iisus Hristos corăbiile Lui să fie supuse la testul mării, la testul furtunilor. Domnul ne vrea pe fiecare dintre noi niște lupi de mare, niște oameni căliți în furtună. Vă mărturisesc că am trăit un asemenea moment și am hotărât ca pentru restul vieții mele să nu mai încerc niciodată un asemenea lucru. Am ajuns în Australia la o convenție românească, cum am ajuns la ora 12, m-au invitat la o partidă de pescuit. Acum, după un zbor de 16 ore neîntrerupt, Viorel și-aduce aminte că am fost împreună, după un zbor de 16 ore, că eram extrem de obosit, când am auzit de pescuit, imaginea unui om obosit despre pescuit, cam asta a fost în mintea mea. Mă voi duce pe malul unui lac, un râu foarte frumos, o să stau la umbra unei sălci, într-un scaun din ăla de pescuit și o să am un băț în mână, nu? Și o să aștept să vină un pește naiv, să pice undița mea. Wow! N-a fost așa, m-am odihnit vreo oră și am plecat la pescuit. Când am plecat la pescuit, am văzut că deja era un vânt destul de mare afară, era nor, și am văzut că ăștia nu mă duc la lacul ăla care l-am visat eu, ci mă duc la port, într-un port, și urcăm într-un vapor destul de nenorocit și plecăm în larg. Erau vreo 30 de români. 30 de lupi de mare australieni și era un necăjit de român ca mine, din America, și un alt român din Germania, săracul care și ăsta a văzut marea numai din avion, cred. Toate au fost bune, primul meu semn de întrebare, unde sunt celelalte vapoare? Că numai noi eram pe mare, celelalte erau în port, pentru că erau deja valuri de vreo 3 metri. Când mergea vaporul, era ok, că nu erau așa mare tangajurile, dar după vreo 2 ore de mers, a oprit undeva în larg să pescuiască băieții. Atunci tangajul a fost de absolut îngrozitor. Stăteam pe o bancă de metal la mijlocul vaporului, când mi-au spus că aici era mai mică amplitudinea oscilațiilor, și mă țineam cu amândouă mâinile să nu mă arunce peste bord. Îmbrăcat foarte sumar, că veneam din America, cu o scurtă de fâș, m-au bătut valurile, eram ud, tremuram tot, eram vânăt și îngrozit de ceea ce se petrece. Prietenul meu din Germania stătea numai în toaletă, deci ăsta avea de lucru, nu l-a mai văzut, n-a mai ieșit de acolo. Acolo stătea săracul, muncea puternic. Ce să vă spun, la ceilalți nu le păsa, domnule, nu le păsa, pescuiau, domnule, pescuiau. Eu mă rugam să supraviețuiesc. Ca să mă salveze, m-au băgat în cabina pilotului. Cabina pilotului era în față. Vă dați seama ce tangaje uriașe erau în față? Mă dădea de toți pereții, când aveam de ce să mă țin. Am ieșit de afară, de acolo. Când să ies din cabina aceea, o ușă de metal mi-a trântit una peste degete. Acum aveam și degetele împachetate în gheață și mă puteam ține numai cu o mână. Cred că de mila mea, cum au văzut ăștia cum arat, așa, o tărât să scurteze pescuitul și am ajuns acasă și am jurat că în viața mea nu mai mă duc pe mare. Ăia alți, domnule, s-au pus la masă, au frit cârnați, au mâncat. Ce să mănânci, domnule? Eu mâncam pastile din alea să nu pățesc ceva și neamțul era la lucru. Lup de mare, lup de mare. Domnul ne vrea lup de mare, ne vrea căliți în asemenea situații. Și nu plecăm de bunăvoie.
Nu plecăm de bunăvoie la treaba asta, ne silește, ne aruncă Domnul în noapte, ne aruncă în valuri, ne aruncă împotriva vântului care bate puternic împotriva noastră, pentru că Domnul vrea lupi de mare. Ne vrea pe țărmul celălalt, dar ne vrea cu un caracter schimbat. Avem nevoie de călirea caracterului nostru în fața adversităților. De aceea Domnul ne dă necazuri, ne dă lucruri care să ne călească și să ne facă lupi de mare. Spuneam că spre țărmul celălalt va trebui să înfruntăm trei pericole foarte mari, trei pericole majore: noaptea, vântul și valurile. Dar haideți să discutăm puțin despre noapte. Noaptea. Știți că noaptea este lipsa luminii? Întunericul, dacă vreți, nu există. Nu există ca materie. Când nu există lumina ca materie, atunci se petrece întunericul. Întunericul este lipsa luminii. Fiii luminii, spunea cineva, sunt trimiși întotdeauna în noapte. Fiii luminii sunt trimiși în noapte. Trebuie să trecem proba nopții. Știți că noaptea fiecare dintre noi suntem singuri? Ne învăluie acest întuneric și în noapte fiecare dintre noi suntem singuri. Noaptea este simbolul păcatului, a ignoranței, a urii, a necunoașterii lui Dumnezeu. Când lipsește Dumnezeu din lumea pe care El a creat-o, este beznă, este întuneric, este iad, este moarte. Oamenii iubesc mai mult întunericul, a spus Domnul Iisus Hristos, și nu vin la lumină să nu li se vădească faptele, să nu li se vadă faptele. Când lipsește cuvântul lui Dumnezeu din lumea în care noi trăim, atunci lipsește dragostea, dragostea de aproapele, lipsește dragostea. Și este îngrozitor să trăiești într-o lume în care există criză de dragoste. Vedeți, lumea în care noi trăim este, se laudă oamenii de știință, mai ales că trăim într-o lume foarte iluminată. Oamenii sunt luminați, dar nu mai spuneți. Și ei mai spun că noaptea este zi și că se apropie lumina, când întunericul a și venit, spunea Iov în capitolul 17, versetul 12. Există o beznă a necredinței, a ateismului în lumea în care noi trăim. Parcă suntem pe vremea lui Samuel, în care se spune că în vremea lui Samuel cuvântul Domnului era rar și în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Dar există aici o frântură de verset care dă o foarte multă speranță. Candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Atâta timp cât nu se stinge candela lui Dumnezeu, în noapte mai există speranță. Chiar dacă există foame după cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă există lipsă a învățăturii autentice. Iată ce spunea profetul Amos în capitolul 8, versetele 11 la 12. Iată vin zile, zice Domnul, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine și nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Când lipsește lumina cuvântului lui Dumnezeu, o lume întreagă zace în beznă. Dar știți că noaptea este și oportunitatea luminii? Noaptea este oportunitatea luminii. Cineva a spus că este mai bine să fii o luminiță, o lumânare în plină noapte, decât un far în plină zi. În noapte e nevoie de lumina ta. În noaptea urii e nevoie de lumina dragostei tale. În noaptea ignoranței și necunoașterea lui Dumnezeu e nevoie de lumina cuvântului lui Dumnezeu vestit de tine. Cu cât mai multă noapte este în jurul nostru,
cu atât mai mare este eficiența noastră și importanța ta ca și credincios în această lume. Știți că noaptea nimeni nu lucrează? Numai aceea am auzit pe unul care spunea, într-o zi lucram de noapte. Ați auzit expresia asta? Zice, într-o zi lucram de noapte. Wow. Unii și acum, tot așa, într-o zi lucrează noaptea. Dar, în general, noaptea nu lucrează nimeni. Noaptea păcatului, a suferinței, a trădării, a lepădării, somnul nepăsării. Aprindeți lumina, aprindeți farul, călăuzește pe alții lui Hristos. Pentru că, așa cum spuneam, noaptea este oportunitatea ta. Aprinde lumina, nu ține sub obroc. Nu vi se pare foarte interesant? Este întuneric în jur și există oameni care pun o baniță peste lampă să nu vadă nimeni, nici el și nici ceilalți din jur. E groaznic. Dar nu numai noaptea este încercarea traversării noastre spre malul celălalt, ci și valurile. Valurile. Am ales pentru dumneavoastră un verset din Isaia, capitolul 57, versetele 20 și 21. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și a cărui ape varsă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Cei răi sunt ca valul mării, ca marea înfuriată. Lumea este frământată de păcatul ei. Uitați-vă la convulsiile societății prin care noi trăim, trecem. Poftele frământă oamenii. Valul este acea neodihnă a mării și este atât de multă mângâiere în faptul că Domnul Iisus vine pe valuri la noi. Societatea de astăzi este ca o mare înfuriată. De ce sunt întărâte neamurile, spunea psalmistul în psalmul numărul 2? De ce se agită neamurile atât de mult împotriva unsului, împotriva lui Hristos? Veți vedea că valurile acestea sunt strânite de vânturi. Mișcările acestea sociale, anticreștinismul care există, deci sentimentele acestea de împotrivire față de creștinism, începând cu islamul și toate celelalte religii false, sunt mânate de un vânt. Și vom vedea imediat din cuvântul lui Dumnezeu că este un simbol a celui rău, vântul, a spiritelor rele care agită lumea din jurul nostru. Lumea iubește ce este al ei. Lupta aceasta este acerbă cu valurile care bat împotriva noastră. Eu mă aduc aminte foarte bine și prilejul scrierii acestei cărți a fost extraordinar să-mi reîmprospătez perioada aceea din viață. Parcă a fost mai simplu, pentru că știam cine este dușmanul. Lucrurile erau clare. Era un singur partid și ăsta era împotriva noastră. De fapt, una dintre melodiile interzise în cultul pentecostal se chema Bate vântul contra noastră. Știți asta? Căutați-o în cărțile de cântări, știți că asta a fost interzis în mod oficial, pentru că, bineînțeles, prima întrebare era cine-i vântul, nu? Și toți știam cine-i vântul, nu? Era de la Comitetul Central, ce bătea, nu? De la București venea și vântul. Ne luptam pe vremea aceea cu un dușman pe care îl cunoșteam. Știam exact granițele și știam frontul. Iată că lumea s-a schimbat, am venit în America, acum și cei din România, lucrurile s-au schimbat. Nu mai știm cine e prieten și cine este dușman. Adeseori ne împrietenim cu dușmanii noștri. Satan agită valuri neprevăzute împotriva noastră, nu? Și suntem așa de șocați când noroiul lor, nu? Și mâlul îl revarsă peste noi
valurile care se ridică împotriva noastră. Lumea nu iubește decât ce este a ei. În Psalmul 93, psalmistul spunea, râurile se umflă cu putere. Ura acestei lumi împotriva lui Dumnezeu și împotriva credincioșilor este de netăgăduit astăzi. Iată ce spunea un alt psalmist în Psalmul 124. Și fiecare dintre dumneavoastră vă rog să vă gândiți la propria istorie. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, s-o spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oameni împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii. Când li s-a aprins mânia împotriva noastră, ne-ar fi necat apele. Ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile neprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Observat, dinții lor, oamenii, lumea, fără Dumnezeu, sunt cei care s-au ridicat împotriva noastră. Ne-ar fi înghițit de vii. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lanțul păsărarului. Lanțul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Gândiți-vă la propria istorie. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Dar a fost de partea noastră. Pe unii ne-a scos din pușcării, pe alții ne-a salvat din apele Dunării, din mâna grănicerilor, cine știe de unde și cum, nu? Am trecut cu Domnul prin persecuții, am trecut cu Domnul prin retrogradări la locurile de muncă, prin bătăile de joc a colegilor, am trecut cu Domnul pe acolo. Pentru că Domnul a fost de partea noastră. Știți că este același Dumnezeu care va fi cu noi și în continuare? Nu contează pe cine va agita diavolul împotriva ta. Domnul este scutul și adăpostul nostru. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor, spune Psalmul 65, versetul 7. Cel care potolește valurile este Domnul. Ultimul lucru care vreau să menționez în această seară, vom avea de înfruntat vântul. Dacă sunteți atenți la versetul 24, spune Sfânta Scriptură, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Vântul era împotrivă. Vântul vorbește despre lumea aceasta nevăzută a spiritelor rele. Știți că ele stârnesc valurile societății în care noi trăim, a oamenilor fără Dumnezeu? Știți că în spatele urii lor este diavolul care îi agită împotriva lui Dumnezeu și a lui Hristos? Nu este ideea lor să-și bată joc de cele sfinte? Este un vânt care le suflă din spate aceste valuri care se ridică împotriva copiilor lui Dumnezeu. Este foarte interesant că Domnul Iisus, în mod foarte personal, îl ceartă pe vânt, pentru că știa exact că vântul simbolizează o persoană care este în spatele, o persoană malefică, care este în spatele furtunii care se dezlănțuie împotriva copiilor lui Dumnezeu. Vreau să închei spunându-vă vestea aceasta bună, că Domnul vine la noi. Spune Sfânta Scriptură că la straja a patra, când se îngâna ziua cu noaptea, când se crăpa de ziua, la straja a patra, atunci când probabil ucenicii sunt extenuați de lupta împotriva apei care invadează corabia, lupta cu valurile, cu vânturile, cine știe ce a mai rămas din pânza corabiei lor, după vântul și furtuna aceea, cine știe câte pagube s-au petrecut în noaptea aceea de luptă cu furtuna și cu valurile și cu vânturile. Spre dimineață, Domnul vine la ucenici. El pășește peste mândria mării, așa numește Sfânta Scriptură valul, mândria mării. Umilește această mândria mării și pășește peste valuri și vine la ucenici. Dar el ne lasă
toată noaptea uneori să luptăm. Ne lasă toată noaptea să luptăm. Și cele mai dese întrebări sunt acestea: Doamne, până când? Când se va termina oare? Un val cheamă un alt val. Și toate talazurile tale dau peste mine, nu-i așa? Nu aveți senzația asta? Nu reușim să respirăm după un val, că ne lovește un altul. Și uneori vin așa în tandem, vin un pachet odată. A fost o perioadă în viața mea, vă spun sincer, am fost în război cu toată lumea. Eram în război pe toate fronturile. Toate fronturile. Nu exista undeva unde să am liniște și pace. Ultimul front în care eu credeam că mai am liniște și pace e acasă, când vin acasă. Și am început să am război și acasă. La biserică era război, eram în război cu toată lumea. Și atunci întrebarea este: Doamne, până când? Cât timp mai pot să rezist? Și în mod surprinzător te trezești că Domnul vine în ajutorul tău. Vine la tine, pășește peste valuri, se potolește furia oamenilor, se oprește vântul. Și dintr-o dată te trezești pe malul celălalt mult mai repede. El vine pe valuri, furtuna încetează și ajungem pe malul celălalt mult mai repede. Știți că se poate ajunge pe malul celălalt cu altă metodă decât să tot vâslești și să te lupți cu valurile și cu noaptea și cu furtuna? Este să vină Domnul Iisus în corabia ta și ajungi la țărmul celălalt imediat. Vreau să închei cu două afirmații și cu o ilustrație. Spre malul celălalt vom avea de înfruntat noaptea, valurile și vântul. Ne vom lupta cu principiul păcatului care există în această lume, ne vom lupta cu oamenii stăpâniți de păcat și care vor fi agitați împotriva noastră de vântul spiritelor rele care domină în această lume. Dar Domnul Iisus vine la noi și lucrul acesta este cel mai important, El vine la noi și vom ajunge cu El la țărmul celălalt, vom ajunge la final. Probabil că am mai spus și bineînțeles și dumneavoastră vă aduceți aminte, nu? Că dumneavoastră țineți minte mai bine ca predicatorii predicilor. Cineva, un evanghelist, avea un prieten pe nume Bob. Bob era un ateu necredincios care tot timpul îi făcea șicane evanghelistului. Și într-o zi i-a scris un e-mail evanghelistului care suna așa, zice: băi, lasă-te de biserica asta, nu vezi că e o hardughie veche? Zice, ca o corabie din aia de pe vremea lui Columb, nu? Vine și tu în contemporaneitate, între oameni civilizați, într-o lume bună, lasă-te, domnule, de religia asta ta veche și demodată. Nu vezi că e o hardughie care scârțe din toate încheieturile? Și evanghelistul i-a scris următoarele cuvinte: dragă Bob, e adevărat, așa este biserica lui Hristos, ca o corabie veche de 2000 de ani care scârțe din toate încheieturile. Uneori are un tangaj așa de teribil că îți vine să verși pe parcurs, zice el, și este greu să stai în picioare. Dar vreau să spun ceva, această corabie va ajunge la țărmul celălalt și va ajunge cu tine sau fără tine? That's the question. Asta e întrebarea. Va ajunge cu tine sau fără tine? Dacă vii să urci împreună cu noi, o să ajungi la țărmul celălalt. Dacă rămâi de corabie, vei rămâne de corabie pentru totdeauna. Știu că uneori biserica așa arată. Cineva a spus că arată ca și corabia lui Noe. Trebuie să fie o furtună foarte mare ca să reziști la mirosul dinăuntru. Gândiți-vă la animalele alea care erau în corabie, nu? Avea numai o fereastră sus
De doi fiți pe doi fiți. Wow! Ventilation. AC. Aer condiționat, nu? Nimic. Nici pe vremea aia elefanții nu se spălau pe dinți. Și cred că era un miros groaznic în corabia aceea. Dar alta alternativă, știți care era? Potopul de afară, moarte sigură. Moarte sigură. Și uneori așa arătăm ca și corabia lui Noe. Ne certăm ca un zoo, ca o menagerie. Ne sfârtecăm unii pe alții în ședințe, în luări de cuvânt și cine știe ce alte mecanisme mai folosim și producem miros greu și producem larmă și eu știu. Și uneori facem corabia asta de râs și pe căpitanul ei. Dar este corabia lui Hristos. Și această corabie va ajunge la țărmul celălalt cu noi sau fără noi. Asta este simplu. Alternativa să te dai jos înseamnă să pășești tu pe ape. Când te dai jos din corabie în furtună, moartea este sigură. A încercat unul, a mers doar câțiva pași. Și dacă nu era Hristos pe aproape, era mâncare la la sharks, la pești. În seara asta, apelul meu este, nu te speria de noapte, de furtună și de vânt. Hristos vine la noi, corabia e a Lui. Și vom ajunge împreună cu El la țărmul celălalt și Domnul să ne ajute, amin. Ne ridicăm cu toți în picioare. În rugăciunea aceasta să ne rugăm Domnului și să cerem Domnului să ne dea putere, să perseverăm în această luptă și să nu abandonăm. Aș vrea să mulțumim în rugăciunea aceasta și pentru Alina. Nora noastră a trecut printr-o operație teribilă. Credeam că o să fie o operație așa de vreo 2 ore, dar a durat aproape 6. A pierdut foarte mult sânge. Suntem bucuroși că Domnul a scăpat-o de încercarea aceasta prin care a trecut. Credeam că o să fie așa un chist de vreo, eu știu, 5-6 centimetri, cât ziceau doctorii, dar s-a dovedit să fie de vreo 6 pounds. Pare că aparatele de astăzi ale doctorului nu spun ceea ce există în noi. Totuși, Domnul a scăpat-o și este bine și ne dăjduim să vină acasă și să ne rugăm Domnul în continuare pentru ea, pentru vindecarea ei pe deplin și să mulțumim că Domnul ne-a ascultat rugăciunea și a fost alături de ea. Ne rugăm cu toții. Doamne!